Tu nu știi niște fraieri pe care să-i trimitem în Ungaria să ne aducă două mașini de acolo? Stai așa să mă gândesc și fule. Plătești bine? 10.000 de euro. Cât? 10.000. Mamă, păi la banii ăștia m-aș băga și eu, dar nu pot să las detalii serviciu care abia l-am luat. Fii atent, știi cum merge aici? Dar rup. Fii atent, stai așa că am trei tovarăși care mă cunoștințe care s-ar putea, stai așa. Ia stai așa. Au cazieră, scurați? Curați, boss, sunt prea... ca să fie mult, dar stai două secunde așa. Insume. Fuse-mă! Hai, mă! Ha! Ia uite-mă, trăită familia. N-ai zis, mă, că spui telefonul pe saină, mă, când avem treabă. Zi, bălane, trăită familia ta, că sunt într-o chestie de viață și de moarte și nu mai am niciun băg. Nu mai văd? Și nu vrei să faci 10.000 de bețe? Ia dezvoltă. Fii atent, auzi, tu mai ești cu... Că nu mai știu, mai ești cu băieții? Care, mă, eu sunt cu coaliția pentru familie, care băieți, cum să fiu cu băieții? Pune-mă pe speaker. Păi nu pot, pot să pun pe găleată? A, mă, termină cu prostiile astea. Pune-mă pe speaker. A, zi, mă, că glumeam, oh, fii atent. Adică ești. Fii atent, bă. Vreți să faceți vreo 10.000 de euro? Datorie. Păi și, mă, în gură. Hai, mă, bălane, zi. Zi. Am o combinație pentru voi, dar trebuie să veniți repede aici la mine, la bar unde m-am angajat. Cât mi-e tot zice, mă? În weekend. Bă, tăi și de repede. Bă, azi, bă, azi. Garde, hai. Hai că venim. Măcar acolo și-o sardă, că aici n-are niciun prost. Hai. Serviți ceva? Bă, dar de ce să servim, mă? Servească ăsta, că de-aia s-a încășat aici și-o. Auzi, da... Este și miroasa gaz. Că l-am dat noi, că avea păduchi. Bă, tăi, tăi. Și cu ce vă ocupați? Eu cu menta. A, o recoltez? Nu, o frec. Și tu? Eu cu câinii. Dresor? Nu, nutriționist, stai frunză la câini. Adevărat. Și tu? Și eu. Și eu. Sunt perfect. Aveți aici două chei de la două mașini. Aici aveți o adresă din Ungaria. Am două mașini în Ungaria. Păi vreau să le aduc în țară pentru doi nepoți care tocmai n-au luat permisul. Voi vă duceți până acolo și vă aduceți mașinile aici. Dacă e tot normal, aveți 10.000 de euro. Nu vă supărați, dacă se poate, puteți să umblați puțin la sumă? Adică? Adică să ne dați 9.000 de euro ca să putem să părțim exact la... Da, ești dracu, tine handicapat, așa glumește, lui ne-am obișnuit cu el, dar n-am... Da, vă dau acum niște bani de drum. Dar pă, cum intrați în țară, ori dacă apare ceva? Imediat mă sunați. Da, vă sun, da, imediat. Și mare, mare grijă. Să nu le loviți. Bam bam, on s'asplace, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Doamne, trăiți-ar familia ta. Bă, Robi, ce dracu-i, mă, cazanele astea mâncați-și gurată? Ăsta ce vrea să facă, mă? Vrea să-și ajute nepoții să înveți să-ți conducă, mă? Sau să omoare? E ceva putre de aici, mă. E putre de toată mașina, tu vezi tapiseria, tot. Nu, Robi, e putre ceva în toată afacerea asta. Ție chiar nu-ți dă cu virgulă pe bune. Vă dau unii 10.000 ca să le duceți până la București și astea nu vă... Mă, asta e problema mea în secundă asta, de ce îmi dă ăla 10.000? Uite, îmi dă 10.000, asta e problema mea în secundă. Hai, mă, lasă-mă în pace. Ginuțo, o conduci asta, vin spatele nostru. Bă, Robert, ai? Da. Hai să intrăm alea, că până magazinul stăm de aici, că mi-e foame. Te lua foame acum? Da, mă, da, mi-e foame. Dar n-a fost 100 de magazine mai devreme, da, mă. Da, că acum m-a luat foame, mă, ce vrei, sunt om. Păi, vrei ceva de mâncare? Da, ia-mi un pachet de biscuiți, te rog, și ție puțin creier. Ia.